Bun găsit! Dragii mei, în cadrul acestei ediții am să discut aspectele celeste, astrale, ce vor avea loc în săptămâna, luni 9, duminică 15 ianuarie 2023. Pentru luni, aspectul celest principal este oferit de trigonul lui Venus de pe Vărsător cu Marte în retrogradare de pe Gemeni. Acest unghi astral ne vorbește de senzualitate, romantism și atractivitate. Pentru berbec, puteți câștiga prietenia unei femei frumoase, delicate și stilate. Totodată, vă puteți realiza și unele planuri de viitor, ușor cam idealiste și visătoare. Veți comunica și cumva mai direct, viguros și impresionant. Pentru Taur, vi se preconizează o zi de mare succes în plan profesional. Totodată și imaginea dumneavoastră socială va fi una demnă de admirație. Vă veți arăta și cumva mai determinați sub raport financiar. Pentru Gemeni, puteți primi o veste încântătoare despre sau de la o femeie mai tânără de la mare depărtare. Aveți o zi prielnică și pentru acțiuni și activități ce necesită forță și tărie, atât fizică cât și mentală. Pentru Rac, aveți parte de o zi de succes când discutăm de împrumuturi sau chiar și de moșteniri. Totodată vi se preconizează și o zi intensă în plan romantic. Vi se mai poate prezenta și o remediere forte în planul sănătății. Pentru Leu, astrele vă preconizează momente splendide în viața de cuplu și relațiile cu cei din jur, în general, vor fi deosebit de pozitive și de armonioase. Vă puteți realiza și unele planuri de viitor foarte ambițioase și îndrăznețe. Pentru Fecioară, vi se relevă o ameliorare semnificativă în sfera sănătății. La locul de muncă veți beneficia de suportul unei colege mai tinere. Vi se mai arată și o falnică reușită profesională. Pentru Balanță, veți avea parte de o zi minunată în plan sentimental. Este o zi fastă și pentru distracție, recreere și relaxare. Puteți primi și o veste foarte utilă despre sau de la un bărbat mai tânăr de la mare depărtare. Pentru Scorpion, o femeie mai tânără din familie vă poate fi de mare ajutor. Este și un moment de bun augur pentru a cumpăra ceva frumos pentru casă. Din păcate, aveți parte și de un risc ceva mai semnificativ de accidente, așadar fiți ceva mai grijulii. Pentru Săgetător, veți comunica într-un mod foarte elocvent, dulce și diplomatic. Puteți primi și o veste fericită despre sau de la o femeie mai tânără. Aveți parte de o zi excelentă și în planul afacerilor. Pentru Capricorn, vi se preconizează o zi chiar bună sub raport financiar. Vă puteți descoperi și rafina și unele talente sau abilități cumva mai artistice, sensibile. Vi se mai prezintă și o ameliorare importantă în ceea ce ține sănătate. Pentru Vărsător, astrele vă arată mai pozitivi, gentili și zâmbitori. Veți atrage energii foarte benefice și prospere asupra dumneavoastră. Este o zi de bun augur și pentru întreceri, competiții și concursuri. Pentru Pești, vi se relevă o remediere semnificativă în planul sănătății. Vă veți relefa și cumva mai empatici, sensibili și generoși. În mediul domestic vă veți arăta ușor cam autoritar și puși pe fapte mari. Pentru Marți, unghiul astral determinant este redat de opoziția Lunii de pe Leu cu planeta Saturn de pe Vărsător. Acest aspect astrologic ne vorbește de blocaje, răceală afectivă și probleme. Pentru Berbec, din nefericire, vi se preconizează o zi ceva mai tensionată în viața romantică. Totodată vă puteți simți și cumva mai puțin popular și apreciați. Există riscul și unui conflict mai dur cu un prieten mai în vârstă sau doar mai vechi. Pentru Taur, vi se pot relefa unele mici probleme legate de o femeie mai înetată din familie. Nu este o zi de bun augur pentru a vă ocupa de treburi legate de casă. În ceea ce țin de profesie, se poate arăta un blocaj important. Pentru Gemeni, puteți resimți o stare mentală cumva mai agitată și tensionată. Totodată puteți întâmpina și unele mici probleme de comunicare. Nu vă este, sub nicio formă, o zi indicată pentru călătorii pe meleaguri străine. Pentru Rac, vi se pot relefa unele mici dificultăți de ordin material financiar. Totodată puteți cunoaște și unele minore dificultăți în a vă prezenta talentele, abilitățile și competențele. Aveți un risc mai înalt de accidente, deci fiți ceva mai grijulii. Pentru Leu, puteți manifesta un comportament cam inconstant, neechilibrat și capricios. Ar fi de foarte bun augur dacă ați încerca să fiți ceva mai practici, logici și organizați. În viața maritală vi se pot ivi unele divergențe chiar severe. Pentru Fecioară, încercați să vă ocrotiți ceva mai atent starea de sănătate. Vi se pot relefa unele probleme ce țin îndeoseb de sistemul digestiv, iar în cazul femeilor și de sâni. La locul de muncă, vi se poate relefa un conflict cu o persoană mai înetată. Pentru Balanță, vă puteți aștepta la unele dificultăți în relația cu o prietenă mai matură. Și în dragoste se pot isca unele divergențe mai serioase.
nu vă lansați în aventuri financiare speculative majore. Pentru Scorpion, vi se pot relefa unele mici neajunsuri de ordin social public. Relația cu șefii poate cunoaște o ușoară tensionare. Vi se mai pot prezenta și unele necazuri legate de o persoană mai vârstnică din familie. Pentru Săgetător, din păcate, nu aveți o zi tocmai fastă pentru studiu, evaluări, drumuri și călătorii. Puteți primi și o veste mai neplăcută de la o femeie mai matură de la mare distanță. Fiți ceva mai diplomați, dar și mai pozitivi în comunicare. Pentru Capricorn, aveți parte de un mic risc de incidente, ori accidente din neatenție, deci fiți ceva mai precauți. Puteți resimți și o stare emoțională ușor cam tensionată. Încercați să fiți ceva mai chipzuiți și moderați cu gestionarea bugetului. Pentru Vărsător, vi se arată o zi mai aspră în viața maritală. Nu este o zi fastă pentru afaceri, tranzacții, negocieri, contracte, litigii și alte treburi ce țin de acte în general. Încercați să vă mai temperați eventualele porniri egoiste, ursuze și critice. Pentru Pești, îngrijiți-vă ceva mai atent de sănătate. La locul de muncă puteți întâmpina unele divergențe în relația cu o colegă mai matură. Din păcate, puteți atrage și dușmânia ascunsă, secretă, a unei persoane mai în vârstă. Pentru Miercuri, unghiul astral principal este redat de cuadratura lunii de pe Fecioară cu planeta Marte în retrogradare de pe Gemeni. Această poziție celestă ne vorbește de iritabilitate, stres și impulsivitate. Pentru Berbec, vi se pot relefa unele minore dificultăți în relația cu o colegă mai matură de la locul de muncă. Vă poate parveni și o veste destul de nefastă. Nu este o zi potrivită pentru învățătură și evaluări. Pentru Taur, din păcate, puteți avea parte de o zi cumva mai tensionată în viața romantică. Vi se pot ivi și unele mici probleme în relația cu copiii. Totodată, astfel le vă arată și o potențială pierdere sub raport financiar bănesc. Pentru Gemeni, o femeie mai matură din familie poate avea parte de unele mici necazuri. Totodată și dumneavoastră puteți resimți astăzi unele sentimente mai puțin pozitive. Vă puteți arăta și cumva mai aspri și dificili. Pentru Rac, încercați să fiți ceva mai concentrați, dar și mai realiști sub raport mental, intelectual, pentru a nu lua mai apoi unele decizii teribil de nepractice. Totodată ar fi înțelept să fiți și ceva mai atenți cu sănătatea. Pentru Leu, puteți avea parte de unele mici neajunsuri când vine vorba de bani. Astfel vă mai preconizează și un risc de conflict cu un prieten relativ mai tânăr. Vi se mai pot înfățișa și unele greutăți legate de planurile dumneavoastră de viitor. Pentru Fecioară, astrele vă preconizează o dispoziție mai agitată și cam dificilă pe ansamblu acestei zile, fiind necesar să căutați să vă echilibrați starea afectivă. Vi se mai pot relefa și unele lezări sub raport profesional-social. Pentru Balanță, o femeie cumva mai înetată poate încerca să vă saboteze pe ansamblu zilei. Puteți resimți și o stare afectivă mai turbulentă și neașezată. Nu este o zi de bun augur pentru călătorii la mare depărtare. Pentru Scorpion, fiți ceva mai diplomați în relația cu prietenele pentru a nu se ajunge la vreun conflict. Totodată vi se mai relevă și un risc destul de important de incidente sau accidente, așadar vă recomand să optați pentru mai multă atenție și precauție. Pentru Săgetător, nu este o zi tocmai favorabilă pentru întreprinderi majore de ordin social public. Imaginea dumneavoastră socială poate cunoaște o ușoară deteriorare. Din nefericire, vi se arată și un risc destul de înalt de ceartă în viața maritală. Pentru Capricorn, vă puteți prezenta destul de schimbători, dar și cam superficial, când discutăm de idei și chiar și de principii de viață. Fiți ceva mai grijulii la călătorii mai lungi. Vi se mai pot relefa și unele probleme ce țin de ipostaza sănătății. Pentru Vărsător, vi se preconizează o zi cumva mai nefastă sub raport afectiv, putând fi supuși unor presiuni chiar destul de mari. În cele ce țin de viața romantică, aștrii zile vă preconizează unele evenimente cam dure. Pentru Pești, persoana iubită se poate arăta cumva mai capricioasă și cam instabilă pe ansamblu zilei. Nu este o zi de bun augur nici pentru afaceri sau alte ipostaze ce țin de parteneriate. Vi se mai pot releva și unele conflicte aspre cu părinții. Pentru Joi, aspectul astral reprezentativ este oferit de trigonul lunii de pe Fecioară cu planeta Uranus în retrogradare de pe Taur. Această poziție astrală ne vorbește de spontaneitate, inovativitate și dinamism. Pentru Berbec, aveți parte de indicii ceva mai bune în planul sănătății. Relațiile cu colegii la job se vor arăta destul de pozitive. Când discutăm de bani, e foarte probabil să obțineți un câștig neașteptat frumos. Pentru Taur,
veți avea parte de evenimente plăcute, delicate și gingașe în viața romantică. Este o zi prielnică și pentru petreceri chiar. Aștrii zilei vă arată și cumva mai neînfrânați, independenți și dinamici. Pentru gemeni, vi se preconizează o relaționare mai favorabilă cu femeile din familie. Per general, vi se preconizează o zi cu evenimente destul de neobișnuite, chiar curioase, însă de bun augur pentru interesele dumneavoastră. Pentru rac, veți comunica într-un mod mai natural, deschis și elocvent. Puteți primi și o veste destul de bună. Mai puteți obține și prietenia unei persoane ușor mai excentrice. Astfel vă arată și foarte visători, idealiști și originali. Pentru leu, vi se relevă o zi cu spor la bani. Totodată vă mai puteți descoperi, rafina și potența unele talente de ordin sensibil sau artistic. Vi se poate releva și o oportunitate specială de evoluție profesională. Pentru fecioară, vă veți arăta cumva mai emoțional, protectiv și senin sufletește. Vă puteți aștepta chiar și la posibilitatea unei călătorii neprevăzute anterior. Totodată, astfel vă arată și cumva mai receptiv și inovativ sub raport intelectual. Pentru balanță, aștrii zilei vă prezintă cumva mai intuitiv, spiritual și chiar și misterioși. Este o zi bună pentru a vă pune la bătaie talentele de ordin creativ. Aveți parte și de un risc minor de incidente, ori accidente, așadar fiți ceva mai atenți. Pentru scorpion, puteți câștiga prietenia unei femei mai în vârstă. Aveți parte de o zi prielnică și pentru afaceri, îndeosebi pentru acele mai de nișă. În viața de cuplu puteți întâmpina unele evenimente mai speciale și inedite. Pentru săgetător, astrele vă relevă destul de popular și bine văzuți de către societate. Vi se mai preconizează și un bun succes în carieră. În planul sănătății puteți resimți o ameliorare semnificativă neașteptată. Pentru Capricorn, aveți o zi fastă pentru studiu, evaluări și călătorii. Puteți primi și o veste bună despre sau de la o femeie mai înetată de pe alte meleaguri. În viața romantică vă puteți aștepta la unele ipostaze cumva mai năstrușnice și curioase. Pentru Vărsător, puteți beneficia de un mic ajutor financiar bănesc. Vi se mai relevă și unele evenimente speciale în viața familială. Este o zi bună și pentru a aduce unele modificări radicale în ceea ce ține de spațiul domestic. Pentru Pești, vi se relevă o zi romantică, tandră și sensibilă în viața de cuplu. Relațiile generale cu cei din jur vor fi și acestea cumva mai gentile, amiabile și împlinitoare. Veți comunica într-un mod cumva mai natural, degajat și hazliu. Pentru vineri, unghiul celest major este redat de opoziția lunii de pe balanță cu planeta Jupiter de pe berbec. Acest eveniment astral ne vorbește de egoism, exces și vanitate. Pentru berbec, astfel vă relevă o zi cumva mai schimbătoare, mai oscilantă în viața de cuplu. Nu este o zi oportună pentru afaceri sau treburi legale mai importante. Vă puteți arăta și ceva mai egoiști și vanitoși, fiind necesar să vă reformați atitudinea. Pentru taur, la locul de muncă puteți întâmpina unele mici probleme cauzate de către o colegă mai matură. Se mai poate prezenta și o ușoară depreciere în planul sănătății. Feriți-vă pe cât vă este cu putință de excese. Pentru gemeni, din păcate, nu prea vi se arată o zi de mare succes în plan sentimental-romantic. Se pot ivi și unele minore neajunsuri legate de proprii copii. Un prieten mai influent și prestigios vă poate dezamăgi. Pentru rac, se pot relefa unele mici dificultăți în relația cu o femeie mai matură din familie. Mai puteți resimți și o stare emoțională mai tulburată, mai dezechilibrată. Fiți atenți la un risc de conflicte cu persoane influente în plan social. Pentru leu, din nefericire, nu vă este o zi tocmai favorabilă pentru drumuri și călătorii. Puteți întâmpina și unele mici probleme de comunicare în relația cu anturajul. Totodată ar fi indicat ca pe ansamblu aceste zile să căutați să fiți mai juști și mai onești. Pentru fecioară, puteți avea parte de unele minore dificultăți sub raport material-financiar. Nu este, sub nicio formă, o zi prielnică pentru împrumuturi, creditări sau restituiri. Vi se arată și un risc mai semnificativ de incidente ori de accidente. Pentru balanță, aștrii zilei vă arată cumva mai volatili, inconstanți și delăsători. Este foarte important ca pe ansamblu aceste zile să încercați să fiți ceva mai concentrați, implicați și practici. În viața de cuplu se pot relefa unele riscuri de ceartă. Pentru scorpion, puteți atrage dușmânia secretă, ascunsă, a unei femei mai mature. Totodată, astrele vă relevă și ceva mai stresați, obosiți și iritabili în plan emoțional. La locul de muncă puteți întâmpina unele provocări mai semnificative. Pentru săgetător,
vi se pot relefa unele mici dezamăgiri în relația cu prietenii, mai ales în legătură cu o prietenă mai în vârstă. În dragoste vi se pot ivi unele probleme mai importante. Nu este o zi fastă pentru speculații financiare. Pentru Capricorn, aveți parte de o zi nu foarte norocoasă sub raport social-public. Imaginea dumneavoastră socială ar putea fi ușor afectată. Astrele mai relevă și un risc destul de important de înțelegeri în relația cu un bărbat cu autoritate din familie. Pentru Vărsător, puteți întâmpina mici dificultăți în chestiuni ce țin de studiu, evaluări și călătorii. Nu este o zi favorabilă nici pentru relaționarea cu străinii. Căutați să fiți ceva mai ponderați și mai onești în comunicare, în discurs. Pentru Pești, vi se pot prezenta unele minore probleme legate de un împrumut ori de o creditare. Totodată și în plan afectiv vă puteți arăta cumva mai neașezați. Căutați, pe ansamblu, să fiți mai economi și mai temperați cu banii. Pentru Sâmbătă, unghiul astral dominant este oferit de sextilul Soarelui de pe Capricorn cu planeta Neptun de pe Pești. Acest aspect celest ne vorbește de misticism, credință și imaginativitate. Pentru Berbec, vi se preconizează un succes încântător în planul carierei. Puteți câștiga și respectul și admirația superiorilor ierarhici. Veți relefa și o intuiție grozavă, uneori chiar profetică. Pentru Taur, este un moment foarte bun pentru studiu, evaluări și călătorii mai lungi. Puteți primi și o veste minunată de la mare distanță. Mai puteți obține și prietenia sau protecția unei persoane mai enigmatice. Pentru Gemeni, puteți rezolva cu brio o chestiune importantă ce ține de un împrumut ori de o restituire. Vă veți arăta și cumva mai ambițioși și mai determinați. Este o zi destul de bună și în plan profesional. Pentru Rac, în viața de cuplu veți avea parte de ipostaze intense și pasionale. Este o zi de bun augur și pentru afaceri, înțelegeri și soluționare de litigii. Vi se mai relevă și o doză mai înaltă de credință și de spiritualitate. Pentru Leu, vă puteți îmbunătăți major relația cu colegii la locul de muncă. Vi se mai relevă și o ameliorare importantă în planul general al sănătății. Veți beneficia și de o protecție împotriva marilor incidente sau accidente. Pentru Fecioară, aveți parte de o zi excelentă pentru distracție, relaxare și destindere. În dragoste s-ar prea putea să realizați o cucerire fantastică, uluitoare. Aștrii zilei vă mai relevă și o împlinire tandră în viața de cuplu. Pentru Balanță, vă puteți baza pe susținerea fermă a unui bărbat mai influent din familie. Este o zi de bun augur și pentru a vă implica în proiecte mari legate de casă. Aveți parte de indicii mai bune și în planul sănătății. Pentru Scorpion, veți comunica într-un mod mai elocvent și strălucitor. Puteți primi și o veste bună despre sau de la un bărbat mai matur. Vi se mai preconizează și o zi tandră și sensibilă în plan romantic. Pentru Săgerător, în această zi puteți obține un rezultat financiar minunat. Vi se mai relevă și unele evenimente împlinitoare în viața familială. Puteți resimți și o dispoziție cumva mai nostalgică. Pentru Capricorn, astrele vă relevă cumva mai viguroși, capabili, demni, spectaculoși și dominanți. Totodată veți comunica cu cei din jur într-un mod cumva mai afectiv și simbolic. Pentru Vărsător, aștrii vă arată cumva mai creativi și meditativi. Este o zi potrivită și pentru studii și experiențe cumva mai curioase. Puteți avea parte și de șansa unui câștig material nesperat. Pentru Pești, puteți obține prietenia ori protecția unui bărbat mai influent și respectabil. Veți fi și cumva mai liberali și progresiști în judecată. Astrele vă relevă și cumva mai spirituali, caritabili și misterioși. Pentru Duminică, unghiul astrologic principal este oferit de trigonul lunii de pe Balanță cu Saturn de pe Vărsător. Acest aspect celest ne vorbește de stabilitate, siguranță și succes. Pentru Berbec, veți avea parte de o zi satisfăcătoare în viața de cuplu. Puteți câștiga și prietenia ori protecția unei persoane mai mature, serioase, capabile și bine cotate în plan social. Pentru Taur, vi se prevede o ameliorare în planul sănătății. O femeie mai înetată de la locul de muncă vă va fi de mare ajutor. Vi se mai relevă și o consolidare forte sub raport social-profesional. Pentru Gemeni, astrele vă preconizează o zi cu reușite în ceea ce ține dragoste de amor. Puteți primi și o veste de bun augur de la o persoană mai înetată de la mare distanță. Pentru Rac, raporturile cu familia se vor arăta calde, armonioase și înfloritoare. Puteți rezolva cu succes și o chestiune ce ține de un împrumut ori de o creditare. Pentru Leu, veți comunica într-un mod mai afectiv, sensibil și gentil. În viața de cuplu vi se prezintă evenimente satisfăcătoare. Este o zi bună și pentru afaceri și treburi de ordin legal.
Pentru fecioară, astrele vă relevă o zi cu spor la bani. La locul de muncă vă veți arăta foarte implicați, harnici și capabili. Vi se preconizează și o semnificativă remediere în ceea ce ține sănătate. Pentru balanță, vă veți arăta mai sensibili, drăgălași și romantici. Veți atrage energii și evenimente pozitive asupra dumneavoastră. În viața sentimentală veți resimți mai multă stabilitate, ordine și predictibilitate. Pentru Scorpion, vă veți arăta mai creativi și mai fertili sub raport mental-intelectual. Puteți beneficia și de susținerea discretă a unei femei mai netate. Este o zi indicată și pentru proiecte majore legate de casă de cămin. Pentru Săgetător, puteți obține prietenia unei femei mai mature. Vă veți relefa cumva mai raționali, practici și conservatori în judecată. Puteți primi și o veste mai importantă. Pentru Capricorn, astrele vă relevă o zi cu succes în plan profesional. Vi se mai preconizează și o stabilizare fermă sub raport financiar. Veți fi și foarte prețuiți pentru talentele și capacitățile dumneavoastră. Pentru Vărsător, aveți parte de o zi fericită pentru studiu, examinări și călătorii. Vă veți relefa și cumva mai serioși, responsabili, organizați, disciplinați și perseverenți. Pentru Pești, aștrii zilei vă prevăd o zi cu deosebite satisfacții sentimentale. Vi se mai preconizează și o semnificativă remediere în planul sănătății. Vă veți arăta și cumva mai rezistenți, dar și mai sobri, sub raport mental-intelectual. Dragii mei, cam acestea au fost, ca și interpretare, aspectele celeste astrologice pentru săptămâna luni 9, duminică 15 ianuarie 2023. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și interes și să nu uitați că astrele doar predispun, dar omul este cel care întotdeauna dispune. Vă mulțumesc din nou, la revedere!